Laura și Albert au discutat mai mult cu Dani și Diana în timp ce ceilalți se ocupau de preparat, de task. Cred că au fost mai rapizi cei doi cu partenerii și au avut timp și de discuții, mai ales că Laura și Dani se cunoșteau, din ce spuneau ei pe TikTok. Au vorbit destul de mult. Apoi am văzut că până la urmă au terminat concurenții din casa băieților de gătit. Au fost atenți, nu știu care dintre concurenți, au pus și două pahare de suc, așa arată farfuriile a unor concurenți, a unor echipe. Să vedem ce s-a întâmplat și în casa fetelor. Abia așteptăm să vedem și jurizarea și mai ales câștigătorii task-ului. Așa de sincronizat păreau că s-au sincronizat și s-au înțeles bine părinchile.